Amintim astăzi de 12 aprilie anul 1457, a avut loc Bătălia de la Doljești, în urma căreia Ștefan cel Mare ocupă tronul Moldovei, înlăturându-l pe Petru Aron. În condițiile compromiterii lui Petru Aron, în urma acceptării de către acesta a solicitării sultanului de închinarea Moldovei și de plata tributului, Ștefan pătrunde în Moldova în aprilie 1457 pentru a lua tronul. Avea o oastă comună formată din circa 6000 de moldoveni din țara de jos a Moldovei, de unde era el, dar și din muntenii al lui Vlad Țepeș. Petru Aron a strâns în grabă o armată, iar în dreptul satului Doljești din județul Neamț, pe pârâul Hresca, Afluent al Siretului, locul unde se întâlneau ținuturile Romanului, Sucevei și Hârlăului, se duce o luptă, în urma căreia Ștefan cel Mare iese victorios. Cronica moldo-germană arată că, cităm, în anul cum se scrie de la nașterea lui Hristos 1457, în luna april, în ziua 11, într-o marți, în săptămâna mare, înaintea Paștilor, atunci a venit Ștefan Voievod, un fiu al lui Bogdan Voievod, care a venit cu putere mică, cu muntenii, cu țările de jos, ca la șase de oameni. Și au venit asupra lui Aron Voievod la o gârlă sau apă cu numele Hresca, lângă Doljești. Acolo a bătut Ștefan Voievod pe Aron Voievod, alungându-l din țară și el însuși a rămas stăpân cu putere. Am încheiat citatul. Aron Vodă se retrage în Polonia, apoi în Ungaria, de unde va emite în continuare pentru mai mult de un deceniu pretenții la tronul Moldovei. La data de 9 aprilie 1459, Ștefan cel Mare a încheiat însă o înțelegere cu regele polonez Kazimir, care a primit cetatea Hotinului în schimbul promisiunii că nu îl va sprijini în niciun fel pe Petru Aron. Văzând că și s-au aliat cu domnul moldovean, Petru Aron pleacă în Ardeal ajungând la curtea lui Matei Corvin. În cele din urmă a fost capturat și executat Chiar din porunca lui Ștefan cel Mare. Și iarăși birui Ștefan Vodă și îl prinsese pe pătru Vodă Aron și îi tăie capul deși răsplăti moartea tătâne său, Bogdan Vodă. Povestea cronicarul Grigore Ureche. Ștefan cel Mare este voievodul cu cea mai lungă domnie din istoria Moldovei a domnit între 1457 și 1504, perioadă în care țara a cunoscut o dezvoltare considerabilă.